Bună, dragi prieteni, mă vine pe Rubita Scalping. Astăzi o să vorbim în special de lateralitate. Ce este lateralitatea și de ce avem nevoie ca prețul să meargă lateral. Aici vă arăt câteva din majoritatea patru din analiză tehnică simplă. Problema care e că lucrez și eu pe câteva din partea astea. Problema e că dacă voi o să încercați să intre, faceți intrările pe genul ăsta de pattern o să observați că mai multe stopuri încasați decât câștiguri. la sfârșit de video am să vorbesc și de stop pe Bitcoin care l-am luat data trecută. Să încep! Deci, în primul rând, patternul ăsta care am să, am să vorbesc mai mult o să fie patternul ăsta. Deci când prețul se găsește într-un range de, de preț, și o să mergem să observăm și ceea ce se întâmplă în buc Când este într-un range de preț În zona asta prețul este lateral Important pe genul ăsta de pattern-uri Pe cum eu folosesc mediile de preț în strategia mea Pentru mine mediile sunt un, un, o confirmă în plus La ceea ce mă aștept eu Deci eu nu pot să fac, de exemplu, o rupere de nivelul ăsta de aici de sus De exemplu, facem un triunghiul ăsta bullish Dar eu fac o rupere asta de aici, dar media mea, media mea de preț o medie care, de exemplu, trebuie să-mi dai o confirmă că o am ca suport în cazul că situația se pune rău, trebuie să o am cât mai aproape. Pentru a avea o cât mai, cât mai aproape posibil, de exemplu, mie când am range-ul ăsta de preț, triunghiul ăsta, eu trebuie să am o lateralitate, ori la jumate, ori deja de pe aici, ori înainte să am ruperea. Pentru că lateralitatea aia, de exemplu, cum e cazul ăsta aici, îmi duce mediile la 0, la de exemplu îmi dă timp ca o medie importantă să mi se apropie Pentru că dacă ați văzut video-ul ăla cu Fort, când prețul are o creștere bruscă Începe să aibă, de exemplu mergem pe, pe OP acum OP. Și în cazul la OP de exemplu eu am ruperea care e să mi facă la triunghi, de exemplu triunghiul Prețul se mi se duce în zona asta aici și îmi face ruperea la nivelul ăla de aici și îl face în, Și, mi-l face cu EMA 5, de exemplu, pe care mi-a ținut. Eu, de exemplu, intrarea aia n-am să fac. Pentru că eu, cum spun eu, eu nu, deja mi se duce prea intens prețul. În momentul în care mi se duce intens, mă aștept o scădere bruscă în momentul la care mi-e rupe sau mă aștept să-mi închidă în, înapoi între unghi. Din cauza că e prea intens prețul. În primul rând, lateralitatea e foarte importantă. Cum vedeți aici, suntem pe o oră, mergem pe jumătate de oră, să observăm rămânem, rămânem pe o oră, de exemplu. Vedeți, de exemplu, că prețul începe să meargă în lateral. Medie de 10 se apropie. E important ca medie de 10 se apropie, ca să facă de ce mă aștept eu la medie de 10, de exemplu, sau medie de 60. Mă aștept ca media să-i facă de, de suport la preț. De asta n-am să fac ruperea de triunghi, de exemplu, în cazul ăsta că prețul s-a dus întins. Deci eu media 5 o folosesc doar ca să știu cât de intens este prețul. Media 10 o folosesc ca, ca suportul primar, primul suport. Al doilea suport este 60 -ul. Și ultimul este 200 -ul. În momentul în care toate liniile uh, linile astea, de exemplu, facem, facem un desen, noi avem prețul în, în zona asta aici și mi se apropie și cu cât prețul merge mai mult în lateral, 60 urcă. Hai. prețul merge în lateral, se apropie și 200 o să fie așa. Și 5-ul Medie 5 o să fie așa și medie de 10 o să fie așa. E în momentul când o să ieșim afară din range-ul de preț, pentru că ce se întâmplă în range să de preț când prețul merge lateral? Mediile se, se descarc. Nu mai este diferența aia de, de preț între medii, de exemplu, cum e în cazul ăsta aici. Deci noi ne găseam cu prețul aici și media 60 este aici, cum puteți să observați. Vedeți, noi suntem cu prețul aici și media 60 încă e aici. Dacă... Prețul cu cât o să meargă mai mult în lateral, media 60, încet, încet, în fiecare oră, media 60 să se ridică. Ca la fel, de exemplu, dacă mergem pe 5 minute, media, în un, fiecare un, 5 minute în plus, o să ridice media 200 cât mai sus. Observați, de exemplu, și un punctul ăsta aici, aici avem triunghiul de care, de care vorbeam mai devreme. Să tragem două linii, să e triunghiul bullish. Asta e triunghiul unghiuri, a avut momentul de tirupere. Important, observați lateralitatea care a avut-o. Asta e oricum e un, e un trade pe un nivel dinamic. La început eu vă. Asta o să le explic mai pe, pe parcurs. Un Nivel dinamic, adică din cauza că minimul e din ce în ce mai crescător. În analiză tehnică vă învață, de exemplu, să, să intrați pe zona de minim, de exemplu, dacă faci un minim aici trebuie să avem două puncte în comun. Înseamnă că următoarea dată noi putem intra aici să intrăm long, din cauza că deja ne-a făcut de suport în trecut. Eu trade-urile astea nu, nu, prefer să le fac, eu prefer să le fac în momentul când am medie de suport. Să am o medie ca confirmă ca suport, gen când țin media e ca suport sau ca rezistență. Oricum, importantă e lateralitatea. De exemplu, la început e mult mai simplu să lucrați și eu le prefer să lucrați pe nivele orizontale, care este genul ăsta de, genul ăsta de pattern, pentru că e mult mai simplu ca să observați, e mult mai simplu ca să observați și un buc, pentru că în momentul în care avem nivele dinamice, nivele care se urcă cu linia trendline, bucul e dinamic și bucul, să spunem, că un buc se ridică nivelele de preț. De exemplu, noi dacă avem un, un dreptunghi, ca pattern. Mergem la voi pe trading view. exemplu, aici desenăm un. Deci, noi dacă avem. Mergem pe. Hai să vedem aici dacă găsim ceva. O să vedem mai simplu. De exemplu, zona asta aici. Vedeți cum mediile s Media 5-10, prețul făcea de, de range. De exemplu, noi luăm zona asta de aici, de Deci, asta este o un, un zonă de range, de preț, în care prețul a mers lateral. A avut o scădere bruscă sau poate să aibă o creștere bruscă. De exemplu, vedeți, vede în, alt, în alt caz aici, iar prețul a mers în range-ul ăsta de preț, a mers lateral. Asta, lateralitatea, se întâmplă după un moment, ori o creștere bruscă, ori o scădere bruscă. Uitați deci, să intrați, de exemplu, pe TradingView și să căutați genul ăsta de pattern -uri. și să observați ce s-a întâmplat după. Uite, de exemplu, aici avem un nivel dinamic în zona asta, Deci avem un nivel dinamic. Facem mai cu ca să vadă mai bine. Să vedem. Deci aici avem un nivel dinamic. Poate și asta aici. Asta este un pic mai, mai greu de, de, observat în, în buc, ceea ce se întâmplă voi concentrați-vă pe lateralitate pentru că atunci să mergem lateral Mediile să, cum să medile să discarcă. Deci descărcând medile, și trebuie să observăm zona de maxim și de minim, ceea ce se întâmplă în buc când atinge un maxim și când atinge un minim. Pentru că în momentul de exemplu când o să observați că se apropie prețul de zona de maxim, o să observați că în buc să se încarcă pereți, ca la fel, de exemplu, când ajunge și zona de minim, o să observați când ajunge zona de minim, în buc să pun pereți, să pereții cresc. Odată ce, de exemplu, vin consumați pereții, cu NTI face spectacol, odată ce vin consumați pereții, cine termină primul bani să spunem, este trendul are continuare. Deci aici prețul a scăzut, iar ajungem în zona asta, iar ajunge prețul între două zone, de, una de suport și una de rezistență. Aici sus avem o zonă de rezistență, cineva care vinde și blochează prețul, aici avem o zonă de suport, cineva care cumpără. Odată ce cine termină primul de vândut sau de cumpărat, prețul continuă trendul în favoarea lui. Important ca după o creștere bruscă sau o scădere bruscă, să observăm zonele de lateralitate, sunt foarte importante. Și e important să le observăm în buc. În momentul în care se întâmplă o zonă de lateralitate, voi trebuie să observați ce se întâmplă în buc. Pentru că e bucul care ne dă o altă confirmă. De exemplu, eu folosesc medii ca suport și după aia folosesc confirmă bucul. Pentru că media, când mi mi se apropie, de exemplu, de media asta 60, că aici aveam și media 60, care îmi făcea de suport odată ce mi s-a apropiat prețul de mea de 60, eu mă aștept ca să văd în buca aici un, un perete care se pune. Când intru eu un trade ăsta, de exemplu, eu, eu intru un trade de la momentul ăsta aici, eu aștept ca peretele să se consume. Primul rând, dacă, de exemplu, noi avem 100.000 de mii ca perete aici, vine o dată atins, vine două ori atins, din 100 de mii ne mai rămâne 20.000, Dacă vă puneți cum un size mic, după, după perete, cu greu o să, -o, o să veniți să cumpărați. Din cauza că mai stau alte multe persoane ca voi după, după nivelul ăla. Și posibil că ori dați un range de preț care să vă iei, ori intrați direct pe peretele care... Deci ceea ce mai rămâne din perete. Am început e un pic mai, mai greu ca să, pentru că se mișcă când suntem pe minut, se mișcă foarte, foarte rapid. De asta e important ca să regrupați bucul la, măcar la 3-0-uri. mergem pe Binance. Aici suntem pe mălână. Aici vedeți am avut un pattern, o să observăm cum se cheamă patternul ăsta. De exemplu, avem uh, minimuri crescătoare și maximuri la același nivel. Ia să vedem cum se cheamă. Nu e important să știm numele la toate dacă în astea. Dacă învățați analize tehnică simplă, o să mă înveți că trebuie să intrați la momentul în care rupi zona aia 4 Nu e corect. Pentru că depinde și cum se duce, cum ajunge prețul la, ca să facă ruperea aia. Și după e important ca și în buc să vedem că nu sunt nivele importante după. De exemplu, mie dacă îmi face ruperea aici și după aia imediat aici eu am 100.000, o să, normal ca prețul după aia să întoarcă înapoi în pattern ăsta. exemplu, noi pe pattern ăsta am văzut că avem minimuri crescătoare și maximul la, la fel, deci se cheamă ascending triangle, pattern bullish. Și îl observăm aici, ăsta e un nivel dinamic, din cauza că, deci, ce înțeleg eu aici. În primul rând, face destul de fente pe media de 60. Um, susține de 60 în momentul să zice, deja începe să țină curată. Deci deja 60 pentru mine de o confirmă. al doilea rând, 10 și 5 face de range. Deci aici ne găsăm într-un range de preț în care aici, cred că era la 43, era un perete destul de mare. Un perete destul de mare, de exemplu, pe mola, Deci avem bucă în în boost. Destul de mare, cred că putea fi, de exemplu, un 30.000. Având în vedere că aici avem un perete de 20.000, raportat, cred că un 35, 20, 28, cam, cred că era un preț destul de mare de a reuși să facă zona asta de, renge, de, de preț. Poate probabil că și mai mare era. Înainte să ajung la prețul asta aici ca să-l consumim, era cineva care vindea înainte. Zona asta de preț de aici, aici cred că la 40 era un preț mult mai mare de ceea ce era aici, din cauza că au împins prețul din ce în ce mai sus. Deci, având în vedere că aici era un preti extraordinar de mare, la 40. Cred că 40 era zona de, de suport principală. Cineva s-a pus înainte la peretele la. Punându-se înainte la peretele la, a reușit să creeze pattern-ul Plus, ori cine ținea zona asta de aici, 40, a ținut și media 60. Deci, ori e cumpăra pe media de 60, ori cine s-a pus înainte a reușit să, să creeze un pattern dinamic. Medie de preț e o, e o medie. E o zonă de suport dinamică. Dinamică ce înseamnă? Adică că din cauză că crește dată cu prețul. Orizontală rămâne fixă la același nivel, de exemplu în bucla 40 e fix și e o zonă de, de suport fixă. Dinamică, zonă de suport e ca media, că din cauza că se ridică și duce prețul din ce în ce mai sus. Și ceea ce creează și un part. de adică, exemplu dacă eu văd paternul ăsta într-o zonă în care n-am o medie importantă, eu n-am să fac intrarea pe paternul ăla. În primul rând, eu trebuie să mă asigur că deci, cu cât am eu un mediu important aproape de mini, am un stop mai calculat. Dacă mi face pattern-ul asta, de exemplu, în zona asta aici, și am media 60 aici și eu n-am să fac trade-ul ăsta. Pentru că din cauza că eu sunt, sunt departe de un stop mai calculat. Sper că m-am făcut în înțeles, de exemplu, în cazul ăsta aici. E mic, a rupt mălănă, a rupt zona asta aici, plus s-a dus și a făcut maximul noi să vedem cât a făcut. 10%. În primul rând, ceea ce nu-mi place mie, de exemplu, pe Mălână, că a lucrat zona asta aici. Problema că e de ieri. Crește în continuare fără să descarce pe 200. Deci tocmai acum a început să descarce pe 200. Ce am să fac pe Mălână? -am să facă fenta pe 10 pe oră, când o să o facă, dacă o să o facă. De exemplu, ia să mergem pe oră ca să vedem cât de intens este. Uitați unde este 10 lei, deci 10 nu l-a atins niciodată. Deci asta era întinsă doar pe media de 5. Ceea ce v-am spus că, de exemplu, mie nu-mi place să lucrez pe ceva care e extraordinar de intens din cauza că mă aștept în orice moment să cadă prețul de dată. După, ia să vedem ce mai avem aici. Ion. Deci avem, de exemplu, Ion. Și Ion am luat un stop aici. Pentru că mi-a ținut 10 foarte curat în 60 foarte curat în momentul ăsta, de exemplu, de așa când, cum am spus, începe să meargă presul în lateral, deci nu mai face noi, minimuri, deja uitați, de exemplu, zona asta de preț de aici. Începe să facă un range, medii deja încep să fie lateral, adică că plus începe să înțelegă după medie, 10, eu odată ce fac roperea la 60 din cauza că mă aștept o accelerație bruscă. Primul target era VOAP, având în vedere că n-a atins niciodată 200-le, targetul era 200. -le. Problema care e că odată ce îmi face ruperea și nu am panica aia la care mă aștept eu să fie. Deci și aia care vor să închidă short să intre în panică că trebuie să închidă short nu face. În momentul ăla eu închid trade-ul. Deci intru, am intrat în lumânarea asta, l-am închis trade-ul la 0 După ce face după asta e problema lui. De exemplu, să observăm după, de, deja aici, eu, observați că prețul merge tot lateral zona asta de aici, dar oricum. Deci continuă trendul după și după, de exemplu, ajungem în zona asta aici. Aici ce observăm? Lateralitate. Deci media 5, 10, 60 devine o medie unică. Devine, o medie, devine un range de preț, cum am spus mai devreme. De să facem omul asta. Uitați, de exemplu, în zona asta de aici am avut un range de preț. Aici n-am avut nicio medie care a comandat odată ce bătălia asta s-a terminat. Cine a câștigat a avut continuare în favoarea lui trendul. Deci aici a câștigat e lung și am avut o continuare în favoarea lui trend. -ul. Trebuia să descarci shorturile, a descărcat destul, n-a mai avut ce să mai descarci și cine a vrut să intre long a avut mai mult capital față de la care shorta. e aici, în zona asta de preț, cine puteam aștepta în buc? Puteam aștepta în buc, de exemplu, am spus că la un preț fix face de, de range. 3950, cred că a fost un perete destul de, de moricel. Au un perete în zona de, de suport, a fost 3930, care e în și cu, cu WAP ul nostru. Ca la fel și cu VUAP-ul. doar mă face să înțeleg că îți, odată ce prețul e sub WAP, în momentul ăla majoritatea persoanelor sunt short. Odată ce prețul este deasupra la VWAP înseamnă că începi deja să fii majoritatea la persoane long, începi să intre long. De asta să nu vă că oricum funcționează ca o medie de preț. O să se radice. Lateralitatea e ușor de observat, în primul rând, față de nivelul dinamice. Ca să, ca să știți lucrul ăsta de asta, vă explic chestia asta la, la început. O preț a crescut. Aici iar intră într-o zonă de lateralitate. Aia începe iar short. Uitați cum ține medie de 10. Aici e murdar, n are nicio logică aici. Aici iar intră într-o zonă de lateralitate. Oricum acum să ne întoarcem la noi, mergem înapoi pe trading view. Mergem pe OP. Deci acum, de exemplu, OP. Observați? opi pe oră rupe trendul din cauza că... Să vedem cu, cu crește. Hai, acum să observăm cu eneti, de exemplu, pe, pe oră. face o fentă pe medie de 60. Deci, în momentul în care mi-i închidi de sub 60, eu mă aștept de aici să-și continue trendul. Nu-și continue trendul, să-mi face închidere de lumânare deasupra la 60 de, eu de aici. Trebuie să mă duc pe un time frame mai mic să observ ce s-a întâmplat. Deci, mergem pe jumătate de oră. Pe jumătate de oră. Ceea ce v-am spus eu, lateralitatea. Vedeți, la lateralitatea, deci aveam media 10 avem 5, avem 200, avem 60. Deci aici toate medrele s-au găsit într-un punct. Acum ia să mergem pe 5 minute să observăm. Observați, de exemplu, cum toate mediile aici, în zona asta aici, s-au găsit în același punct. Că și aici aproape s-a apropiat. Deci ce văd? Văd zona asta aici. Văd o atingere pe 60, pe 5 minute. A doua atingere pe 60. Ce mai pot observa? Pot observa zona asta de range din cauza că de aici prețul începe să nu mai facă minimuri din ce în ce mai maximuri din ce în ce mai joase dar și nici minimuri din ce în ce mai joase deci aici nu și-a continuat trendul prețul a început să meargă în lateral deci asta e zona în care prețul a început să meargă în lateral odată ce a rupt lateralitatea asta prețul și-a schimbat trendul exemplu și-a schimbat trendul Rupi a rupt nivelul ăsta aici, uite, la 79. 79 era trigger pentru că era un preț fix. Deci între 79 era un perete care bloca preț. La 77 era un, un alt preț care cumpăra, care susținea prețul. În momentul în care rupi lumânarea, de exemplu, aici a făcut o fentă, pentru că nu trebuia să închidă lumânarea aici, trebuia să observăm bine în buc, dacă avem un perete care ne putea face de suport. Să nu uitați că de multe ori trebuie să observați și operațiile de mercat din cauza că se pun spre și nu se arată cu adevărat că vor să compere. a avut ruperea. Când e momentul care se iasă dintre de asta? Când dă să facă ruperea la 60 cu 200 din cauza că eu mă pot aștepta la ofentă acum. Target-ul a mai fost și zona asta de care a rupt 60 deci iar un punct trigger în momentul în care a fost o rupere. E DM. Ia zicem cât a făcut. aici. 400. 4%. 4 cu 10.000, de exemplu, 400 dolari. Deci, gândiți-vă un pic. Și stați într-un trade o oră maxim. Deci de la 1.20 până la da, o oră și 10 minute. Recapitulăm. Lateralitate. Tragem un range de preț aici avem o lateralitatea noastră. Facem așa. Alb. Deci în regiul ăsta de preț avem aici o zonă de rezistență a prețului. De exemplu, un mare, trebuie să observăm bine bucu, un mare perete. De exemplu, avem 200.000 de dolari. Facem așa. Deci 200.000. și, de exemplu, cei zona de jos, să spună că avem tot la fel un 300 de mii care cumpără. Dau doar un exemplu. Este important pe în buc. Care pe... sunt 200-300, depinde. Poate să fie, de, depinde, trebuie să observăm bine nivelele din buc. Trebuie să fie raportate la nivel. Deci dacă noi avem un exemplu, nivele de 1000 de dolari, și după aia nivel intermedi de 5.000, un nivel mai mare de care poate să fie, de exemplu, un 30.000 sau un 40.000. Deci e important logica asta. Deci noi ne într-un range de preț într-o lateralitate în care prețul începe să oscileze. Să meargă de exemplu așa, 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 iar e, e important medii, de exemplu facem altă culoare. Deci medii 10, 5, 10, 5, medii să merg lateral, deci nu mai, nu mai, au o direcție, deci prețul nu are o direcție, să spunem că ține de 5 sau ține de 10 sau ține de 60. Se găsesc toate mediile la același nivel. Prețul oscilează între suportul de, uh, suportul de 300 și rezistența de 200, de exemplu. E important de observat care perete vine consumat primul. În momentul în care, de exemplu, 200 vine atins odată, de exemplu, facem așa, ne o vodata. Ne atenți de 2 ori. 2. Ne atenți de 3 ori. 3. Ne atenți la 4 ore. exemplu, 4. Trebuie să observăm dacă peretele ăsta de aici cât vine consumat din el. Deci, prima oară, de exemplu, din el vine consumat 100.000, ok. Deci, deja din prima oară de 100.000, dacă a doua oară mănâncă deja 50 sau mai mănâncă și mai rămâne 20, noi deja a treia oară putem să intrăm. De exemplu, dacă vine consumat 20.000 prima oară, vine consumat 20.000, a doua oară vine consumat 20.000, a treia oară, s-ar putea că ne putem aștepta și 5 uh, atingeri pe peretele asta. Important să observăm cât vine consumat în momentul în care vine atins peretele cât vine consumat mai repede, cu atât înseamnă că este, cum spunem, este grabă să grăbesc ca să termine peretul ăla. Deci voi, de exemplu, intrați pe Binance, vă logați, nu trebuie neapărat să puneți bani să faceți trading. Important doar să observați, să observați momentele de lateralitate și să observați cum se comportă prețul în momentele de lateralitate. Ca la fel, cum se comportă prețul în momentul în care ține o medie curată exemplu, ce e o medie curată. De exemplu, mergem pe modul nu. Repet că lucrul ăsta trebuie să intre bine în cap. Mergem pe 30 de minute. Observați, să cum a ținut medie 10 extraordinar de curat. Acum ne putem aștepta să facă o, o să fac o fentă aici. Nu, acum mă pot aștepta să duc să-mi atingă 60. Cred că e timpul să-mi atingă 60 pe jumătate de oră. Pentru că a ținut deja de prea mult timp media asta. E important să înțelegeți ceea ce se întâmplă în buc în momentul în care atingi media care este importantă în momentul ăla. Cam asta este tot din ceea ce privește lateralitatea. Pentru nivelele dinamice am să fac un alt video. Mai întâi am să explic lucrurile astea, sperând că am să am și eu un public. Din momentul în care o să am un public am să încep să explic tehnicile care să, să putem intra. După vreau să spun de Bitcoin, cu Bitcoin, de exemplu, am făcut 3 de Bitcoin a în atunci când am făcut video trecut, uh, unde eram, eram aici, eram pe jumătate de oră. Deci am spus că aveam uh, uh, încă două zile în cazul meu în care putea să mai coboare prețul problema care era că, de exemplu, o risc. Uh, probabilitățile care le aveam eu erau mai mari în favoarea mea că trendul o să fie lung. De exemplu, probabilitatea de două zile cu, de exemplu, 11 zile în favoarea mea ca să prețul să-mi crească. Deci ceea ce îmi convine într un lung în momentul ăla, deja când începe ca prețul să meargă lateral și începe să țin o medie. Și știu că două zile zilele au. nu mai pot fi pentru că deja prețul începe să fie o leacă mai stabil, să spunem. Eu decid să intru lung. Mi-a făcut fenta asta aici. Am intrat lung. Problema care e că prețul s-a dus până în punctul ăsta aici a ținut. N-a reușit să rupă nivelul ăsta aici. La 340. N-a reușit. În momentul în care mi-a închis sub 200, eu am închis trade-ul. Problema care e că am avut o pierdere de pro 30 30 dolari. Asta este, deci să acceptă pierdere, pentru că nu, nu comand eu, comandă mercator, așa că asta este. Eu mi-a făcut ultimele două zile de scădere. Problema care e și aici, că pleacă pe Bitcoin, e oribil să faci trading pentru că ori ești cine manipulează prețul, ori n-ai de unde să știi. Pentru că pleacă prețul prea, Exagerat. Deci, de exemplu, aici eu ca să pot fi intrat în poziția asta de aici, trebuia să-mi fac o latalitate în zona asta. Bitcoin are un, car un caracter, cum spunem, trebuie să observați caracterul la moneta aia care decideți să faceți trading, pentru că dacă are un caracter urât cum îl are Bitcoin, e probabil ca, de exemplu, când intrați să trade, să vă facă scăderi bruști sau creșteri bruște. Și e foarte important să observați caracterul monetei sau acțiunii pe care decideți să faceți trading exemplu, cum și în cazul ăsta aici. Bitcoin mi trebuie să meargă, trebuie să îmi creez o zonă de lateralitate ca eu să pot să lucrez. Uite, eu observați și zona asta, vedeți? Aici am făcut un range de preț. În momentul în care a rupt range ăsta de preț, a plecat. Dar, vedeți, dacă are un caracter urât, uitați ce, ce are urât te face ca după aia să iei stopuri, ca după aia să ducă pe lung. Bitcoin e greu, e foarte greu pe Bitcoin să face să trading. Eu cred că părerea mea mai degrabă deci ca să puteți să începeți să învățați să faceți trading, e foarte bine e Binance și crypto din cauza că nu se plătește comisiune așa mari. Dar ca să putem lucra, de exemplu, pe ceva mai curat, eu cred că NASDAQ dacă e mult mai curat față de unde este lichiditatea mai mult, este mult mai curat față de Bitcoin. După cum, exemplu Bitcoin, eu mi-aștept următoarea plecare de săptămână. V-am spus ca să-mi închidă cele trei luni. Deci primul range meu de target este zona asta de aici. În momentul ăsta de față acum nu sunt long pe, pe Bitcoin. Aștept să, aștept să îmi alt răspuns, aștept să-mi închid o lumânare de supra aici. Și atunci am să văd foarte bine, să văd dacă de ce să intru long. Problema la Bitcoin e stopul, pentru că dacă Bitcoin îmi pleacă acum long, după aia iar îmi face o lumânare ca genul ăsta de aici, care are un caracter aiurea. Ca și mi-a stop ca după aia să ducă să facă roperea de long, nu -i, nu e ok pentru că e instabil. Că e, din punctul meu de vedere, Bitcoin în momentul ăsta de față e cam instabil ca să, ca să pot să spun, ok, intru long și pun un stop. Deci nu, nu am o medie care să -mi țin, trebuie să-mi demonstreze, de exemplu, în cazul ăsta ține 60. Dar și aici, aici a ținut 10 -le, în momentul în care îmi face închidere de supra, trebuia să... momentul în care îmi face închidere de sub la 200, trebuia să, ok, testează, lumânarea asta nu trebuia să închidă sub 200. Punct și nimic, cam asta este totul, deci dacă v-a plăcut video, nu uitați să dați like și subscribe.